frontul ucrainean și spune că trebuie să ne pregătim pentru riscurile de escaladare care pot apărea. Care sunt, cum ne vizează, dezbatem în actualitatea. România se chinuie oricum să dea semnalul că se înarmează mai mult ca niciodată. Cât despre ce le dăm ucrainenilor, președintele mai adaugă ceva la controversa privind bateriile Patriot. Ne lasă să înțelegem că se negociază intens ceva la schimb. Ce ar putea fi acel ceva? Discutăm astă seară. Bineînțeles că urmărim pas cu pas și campania electorală, inclusiv cea pentru capitală. Primul meu invitat este George Tuță, candidatul PSD-PNL la primăria sectorului 1. Bună seara! Bună seara și mulțumesc frumos pentru Cum merge campania? Suntem aproape de jumătate în momentul ăsta. Cum arată lucrurile? Suntem aproape la jumătatea campaniei, lucrurile arată bine, oamenii sunt extrem de pozitivi când mă întâlnesc și mi se adresează din ce în ce mai des cu rugămintea să scăpăm odată de această administrație care n-a făcut decât scandal și circ. Administrația, dacă vă referiți la primărița Clotilde Armand, spune că e mai încrezătoare ca niciodată că de data asta majoritatea în Consiliu va fi în favoarea domniei sale, în cazul în care va câștiga alegerile. De la dumneavoastră, ce se vede? Noi avem majoritatea în Consiliu și o vom păstra fără îndoială, pentru că am susținerea celor două partide mari. Însă problemele cetățenilor din sectorul 1 sunt total diferite de agenda pe care o prezintă doamna Armand. Și aici vă zic de lucruri concrete pe care oamenii le simt pe pielea lor. Fie că vorbim de locurile în creșe și grădiniță. Acum este perioada în care se fac înscrierile și reînscrierile pentru creșe și grădinițe. Nu a fost construită nicio creșă și nicio grădiniță nouă în sectorul 1 în ultimii ani. Iar lucrul ăsta înseamnă 1000 de copii care sunt în afara sistemului public de educație. Nu avem nicio scuză, atâta timp cât avem bani în buget. Am alocat an de an. Această majoritate, formată din PNL și PSD în Consiliul Local, a acordat și bani mai mulți pentru bursele școlare, a alocat bani și pentru construcția de clădiri, în timp ce doamna Armand numai anul acesta a vrut să taie banii pentru construcția unei școli, școala din Greenfield. Păi spunea de 12 ore în care a fost la noi că tocmai că se va inaugura această școală pentru că primăria a reușit să deblocheze situația cu terenul și cu tot ce trebuia. Aici este o minciună și am documentele în față. Am aici oferta de donație pe care a făcut-o proprietarul terenului către primăria Capitalei în anul 2020, când era vechea administrație, nu actuala administrație. Și în luna aprilie 2020 au făcut această ofertă. În luna iulie deja era terenul al primăriei și foarte important că odată cu terenul era documentația tehnică pentru autorizația de construire. Asta înseamnă întregul proiect pentru acel imobil, acel teren pentru construcția creșei, a grădiniței, a școlii și a liceului din acea zonă împreună cu terenul. În 4 ani de zile să nu ai timp, având banii necesari să începi și să te apuci acum în campanie electorală să sapi o groapă, din păcate cam asta a fost atmosfera în acest mandat al doamnei Armand în sectorul 1. Bun, dar s-a întâmplat. Adică minciuna de fapt nu e minciună pentru că s-a întâmplat, nu? S-a săpat, ziceți, prima groapă. Mă rog, n-au mers lucrurile. Minciuna este că documentația și donația au fost făcute de vechea administrație și când a preluat primăria avea deja documentele în primărie. 4 ani de zile să-ți ia să descoperi lucrul ăsta și te apuci în campanie electorală când mai ai 2 săptămâni din campanie electorală, când vin alegerile să sape o groapă, asta mi se pare o bătaie de joc la adresa cetățenilor. În timp ce în sectorul 4, de exemplu, s-a construit în 3 luni de zile 1200 de metri pătrați de grădiniță. Nu avem niciun fel de scuză când avem de administrat un oraș. Astea sunt temele reale ale cetățenilor din sectorul 1. Apropo de creșe, domnule deputat, cum e cu implicarea Ministerului Dezvoltării în povestea asta? Pentru că atunci când era Ceche Otilo ministru, s-a discutat foarte mult despre numărul de creșe în colaborare cu primăriile și cum să... Cine se ocupă până la ele? Adică încercăm să înțelegem dacă... Sau până unde este responsabilitatea primăriilor și până unde e a ministerului și de ce nu se întâmplă până la urmă chestia asta? Administrarea clădirilor școlilor o fac autoritățile locale. Primăriile, cum e primăria sectorului 1.
construcția de școli se face ori din bugetul local, ori dacă ești chipzuit și te duci și aplici la proiectele naționale, poți să faci din fonduri europene, cum s-a întâmplat în sectorul 6, sau din programele guvernamentale prin Compania Națională de Investiții, care ține într-adevăr de Ministerul Dezvoltării. Ai surse multiple de finanțare, preocuparea trebuie să fie a ta, pentru că tu gestionezi, practic, rețeaua școlară pe care în fiecare an ești obligat prin Consiliul Local. Deci cine zice am nevoie de o creșă aici și de o școală dincolo, este primăria de sector. Nu este nici Ministerul Educației, nu este nici, ziceți, nici Ministerul Dezvoltării. Sunt niște procese pe care trebuie să le îndeplinești. Tu, ca autoritate, aprobi rețeaua școlară după ce ai dialogul cu inspectoratul școlar, care gestionează resursa umană pentru astfel de lucruri. Mai mult decât atât, în administrația sectorului 1, noi eram recunoscuți cu inovări pe care le făcea administrația în întreaga țară. Și vă dau exemplu unor creșe construite la nivelul sectorului 1, pe care le-a administrat Direcția de Asistență Socială a sectorului 1, care avea grijă inclusiv de cooperarea internațională a celor care predau și erau îngrijitori în acele creșe, care veneau cu un alt model de a crește copiii. Lucru care, la fel, în ultimele mandate nu s-a mai întâmplat deloc. Ele au fost inițiate de primarul Andrei Chiriman, a reușit să construiască două astfel de creșe, după aceea nu s-a mai întâmplat nimic. Iar nevoia este uriașă, pentru că s-au construit cartiere întregi, cartiere noi, în care s-au mutat oameni tineri, care la rândul lor au copii și au această nevoie a serviciului public, pentru că plătesc taxe și impozite în sectorul 1 și au nevoie ca copiii lor să fie cât mai aproape de casă, să nu piardă timpul în mașină, să ajungă din această zonă, din Greenfield. Ei erau arondați la o școală din Băneasa și făceau 40 de minute numai dus și 40 de minute întors. Timpul ăsta este un cost uriaș pentru orice familie tânără, orice familie care are un copil mic, pe care primăria trebuia să îl rezolve de la începutul mandatului, nu în campania electorală. Bun, ceea ce ne întoarce, lăsând să zicem cazul ăsta specific la o parte de acolo din Băneasa, ne întoarce la ideea că se dezvoltă foarte multe ansambluri din astea rezidențiale, fără să existe infrastructura necesară sau fără să existe resursele pentru locuitorii acelor. Eu mă refer la cele existente, la cele care sunt deja. Bun, chiar și acestea care sunt, reproșul pe care îl fac mai multe primării, nu de sector sau primăria generală, este că au apucat să se construiască tocmai în absența unor resurse de genul ăsta, de infrastructură. Și de aici și bătălia de a opri alte dezvoltări care nu răspund acestor cerințe. Ce ar trebui făcut? Categoric, regula aici trebuie să fie foarte clară. Și știu că se lucrează la planul urbanistic general la nivelul capitalei, care va reglementa toate aceste dezvoltări. Aceste ansamble de locuințe, ele se dezvoltă printr-un PUZ, printr-un plan urbanistic zonal, care este aprobat de către Consiliul General, de primarul general. De asta vă zic, preocuparea administrației locale de sector este să asigure servicii de calitate tuturor cetățenilor. Fie că vorbim de curățenie, fie că vorbim de școli, fie că vorbim de siguranță. Un alt exemplu extrem de important este Hotelul Dunărea, care an de an a fost anunțat ca un mare proiect care se face. Nu poți să vii în al patrulea an de mandat și să spui că n-ai făcut nimic decât niște poze și niște randări. Doamna, viața oamenilor în aici, iertați-mă, că e ultima soluție la care teoretic ar trebui să recurgi, cea a exproprierilor, ca să poți să renovezi, dar că până la urmă, dacă e să se ajungă la chestiunea asta, trebuie epuizate toate astfel de alte soluții. Și că asta ar fi o soluție, să expropriezi sau să ajungi la o formă din asta de forțare a locatarilor de acolo, să te lase pe tine să refaci.